În mare parte se consideră că cei care vor sus, da, vor pentru bani. Vor să împacheteze. Da. Dar și drept consideră, știi de ce? Deoarece în 30 de ani vineau un păpuși cu Jigulie, cu Škoda de 20 de ani și plecau cu S-clasuri, hoteluri în România, casă, Franța, Italia. Mulți, ca să înțelegi, au apartament, casă în Londra, din foști funcționari încă o dată, nu oameni de afaceri. Și omul săracul azi gândește, aha, dacă ăsta candidează la funcție de președinte, ori de deputat și mai departe, merge să împachetez. Numai că eu sunt unicul în politica moldovenească, care în politică a cheltuit. Înțelegi? A cheltuit. Pe mine politica m-a costat sute de milioane, înțelegi? Și asta știe o țară întreagă. Dar banii ăștia au fost aduși în țară de peste hotare. Da, eu poate nu vorbesc așa frumos cum ei, da? Nu... Dar eu nu pretind să mă ocup cu vorbitul. Dați părăbătă încă o dată, domnul Gonța. Păi n-ați răspuns la a doua parte a întrebării. Că și fac ei? Da, care a doua parte? A doua parte? De ce vrei să ajungi sus? Gheorghe, deoarece eu vreau să trăiesc acasă și nu-mi este tot una. Nimeni nu vă încurcă să trăiți acasă. Iată, aveți o terasă frumușică, Gheorghe, aveți o pahar de bere, un pahar de vin. Republica Moldova, într-adevăr, se schimbau zilnic, lunar, anual, spuneți-i cum vreți, lucrurile spre bine. Spuneți, vă rog, pentru ce să te împleci? Poți să te împleci atunci când poți oferi A, ceva mai bun, sau... În alt caz, cum a fost în majoritatea lupților politicii din 2014, ca să scăci țara, măcar pentru început, de așa numiți pseudo-patrioți, pseudo-specialiști.